Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cum mai pleacă românul la mare? Mm. Pentru foarte mulți să ajungă la destinație când începe concediu, o aventură uriașă din totdeauna în această țară. Vedeți, noi suntem... Normal că oamenii care nu sunt din București se uită într-un anumit fel la noi miticii. Pentru că noi, de cât de cât, am avut cum să ajungem la mare aici, mai aproape. Dar gândiți-vă la compatrioții noștri din Ardeal, din Banat, din Moldova. E foarte greu. În Ardeal e mai simplu, te duci spre Marea Nordului. Da, corect. Mai ușor așa. Pe vremuri mergeai cu trenul și câte o noapte întreagă ca să ajungi la mare din Ardeal sau din Moldova. Acum e mai rău. Recent o garnitură plecată din Arad a avut nevoie de 24 de ore să ajungă la Mangalia. Da, trebuie să închizi ciclul. Da. Și e mai simplu să ajungi de la Arad în America decât la Mangalia, practic. Durează mai puțin dacă vrei să ajungi pe partea cealaltă a globului. Mulți români preferă mașina personală că n-au un control și măcar cumva ai un control ceva mai bun pe propria-ți călătorie. Adică măcar știi, te mai oprești într-un loc. Dar nici aici nu e nimic sigur. Unele cazuri sunt însă cu totul și cu totul ieșite din comun. Pe pagina Forum Grecia, o familie de români povestește cum a plecat pentru al patrulea an la rând în Grecia cu un Tico. Mamă, nu cred. Minte, fierul de călcat Tico. Nu era. Ce mașină avut populară, foarte bună. Da, știu, foarte bună. Dar nu fier de, foarte bună mașină. Arăta ca un fier de călcat. Eu am mers odată și eu cu el la mare. Da. Mi-a fost frică. 150 de km pe oră. Să plec, no, dar am plecat. Nu, tată. Ba da, e cum? M-a depășit pe mine unul pe autostradă, cred că avea 150, mi-a făcut cruce. Eram cu Subaru. Mă uitam la el, ce face asta? Da, bine, tu dacă accelerai, rămâneai fără benzină. Și asta e adevărat. Iarna era imbatabil. Nici nu avea rival pe piață. Foarte ușor, da. Era ușor, avea roțile înguste și se încălzea repede habitaclul că era mic. Deci era, da. Era practic breloc la Mercedes. Da. Bun, deci domnii ăștia, adică familia, da? Au plecat cu Tico așa, doi adulți, doi copii, doar cu rucsacuri. Păi n-ai spațiu, fără roată de rezervă, tot din cauza spațiului. Vă spun în secret, rucsacurile sunt alea mici. Da, însă sunt alea ca la low cost, când nu plătești nimic și îți dă voie doar cu poșetița. Da. Așa. Și cu o cantitate neprecizată de bere, a spus domnul. N-a zis cât. Plus perna, a zis că el nu poate. Stați că vă zic imediat. Deci asta e o altă poveste care merită un film, făcută film. Zice așa, citez din dânsul care povestește pe Forum Grecia cum a făcut. Zice așa, e al patrulea an în care forțăm mașinuța asta să ne aducă în Grecia. Am pregătit-o ca pentru ultimul ei drum. Și pentru că nu mai găsim piese, în ultima zi am făcut aerul condiționat cu ajutorul mecanicului care a lucrat până la 11 noapte. Este totul perfect. Cred că o lăsa acolo. Da, ăsta era un lucru foarte popular la Tico pe vremea aia. Mă, avea aer condiționat. Da, da. Era greu să găsești o mașină, cum să spun, accesibilă, la care să aibă și aer condiționat. Super confortabil. 10 ore și 800 de kilometri. Eu nu cred că a făcut 800 de kilometri cu Tico 10 ore. Ba da. N-ai cum. Nu te oprești. Păi iese medie de 80 pe oră. N-ai cum să mergi cu 80 pe oră. Cred că e optimist. Cred că zice el cam ce-și imagina că o să facă. Da, e cam nu mult poți să faci. Bun. Cu o mașină care a mers impecabil, chiar și după ce ajunge peste limita dată de constructor. Un far bate cam sus și mă umplu șoferii de tir frigiderul pe bună dreptate, de tir. Aia care deci a plecat și noaptea. 2 metri jumate înălțime. Dar nu e vina mea. Am fost cu ea la cineva care a zis că e ok reglat așa și am mers pe mâna lui. Las-o, boss, că las-o. Am aflat una nouă acum, numai e cu boss. Sau bossului, că e boss sultane. Bună asta, da. E îngrozitorie, din ce mai rău. Las-o, boss sultane. Bun. Domnul zice în continuare, bagaje avem câte un rucsac de fiecare dată. De fiecare. Dacă nu știi să-ți planifici 13 zile cu un rucsac, nu vei fi pregătit să-ți planifici viața, așa le-a spus copiilor. Mamă. Îți dai seama copiii cum sunt? Păi și găletușa? Păi și grebluța mea? Păi și ursulețul meu de pluș? Împrumutăm acolo. Nu, te învăț să-ți planifici viața. De la 5 anișori. Rucsăcel. Așa? Restul, spune, a fost bere pe care o fac eu. Și măcar cu ea, cum măcar cu perna. Nu pot să beau altă bere, nu pot să dorm pe altă pernă, povestește turistul. De ce ziceți cum de asta? Dar cum o răci eu? Poftim? Cum o răci eu? Berea? Nu, perna. Normal că berea. Discuția e reală. Am mâncat tort înainte și s-a îmbătat. Păi nu mă, de ce la merge cu Tico de nebun pe Grecia și face bere? Așa. Cum? Nu. Și o pui la frigider când ajungi. În primul rând, unde în Tico faci bere? Nu face, mă, bere în Tico. Doamne, o faci acasă. Deci, restul a fost bere. Deci spune așa, bagaje. Berea este bagaj. Așa.
Făcută deci, de el. Da, este făcută de el. A fost făcută, nu este făcută în timp ce merge. Mai rău. E Tico o fabrică de bere. Înseamnă că bea două beri în toată vacanța, că n-ai unde să le pui în Tico, deci patru rucsaci, patru cetățeni plus bere, da. Imposibil. Păi asta. Mai mult de două peturi de 2 litri, să zic, hai maxim. Păi da, vă imaginați, deci omul nu poate să bea altă bere decât berea făcută de el. Și când m-am gândit să mă apuc și eu de făcut bere, când mai Ionele i-a zis că trebuie să mă mut. Am mai auzit speța asta pe vin de țară. Cetățeni care nu beau altceva decât vinul ăla de țară făcut de ei, da. Bun. Și a renunțat la roata de rezervă și oricum, dacă o vedeți prin trafic... Ce roata? Nu, mașinuța. Bună observație. Nu, mașinuța. Deci dacă vedeți Tico-ul ăsta prin trafic, să-l compătimiți, este o poză, are două labe de scafandru fixate pe spate, pe haion. Haios. Probabil n-a mai intrat în spate. El a plecat și cu labele de scafandru după el, că în Grecia se facă scufundări. Da, da, da. Bea o bere de-a lui, face scufundări cu labele lui și după aia se culcă pe perna lui și se schimbă cu singura pereche de chiloți pe care a luat-o, care i-a încăput în rucsac și cu asta Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.